Vă rog. Bună ziua, Gabi Moroianu, Focus Energetic. Aș fi avut, de fapt, nevoie de niște lămuriri. Data trecută spuseți dumneavoastră că, mă rog, alaltăieri, cred, că influența în inflație ar fi cam de 0,2% a noilor taxe. Ce vreau să vă întreb era dacă vă refereați numai la accize sau și la noile taxe ce urmează a fi introduse, pentru că, din câte am văzut, se pune problema unui impozit de 1,5% pe construcțiile speciale. Iar dacă mă gândesc numai la cât valorează porțile de fier sau barajul de la Vidraru, influența ar fi, plus că se vorbește de sere, de depozite, de cereale, de linii de cale ferată, deci ar trebui să se scumpească cam tot. De la bilete, de avion, tren, mâncare, curent electric, gaze naturale. Această influență ați luat-o în considerare? 1, 2. Stai să vă răspund, că dacă mă luați așa... Nu, vreau să vă mai întreb numai dacă Ministerul de Finanțe v-a consultat în momentul în care a început să elaboreze acest act normativ. Nu suntem consultați chiar în toate detaliile, cum nici noi nu discutăm toate detaliile. De exemplu, acest raport îl facem, să spunem, nu singur, dar prezentăm concluziile. Eu am înțeles că vă referiți la întrebarea de marți, nu? Da. Știu că am fost întrebat despre impactul accizei la combustibil, la benzină, deci parcă m-am întrebat. Deci am spus că avem calcule preliminare, așa cum gândim, să nu zic ghicim, nu e vorba de a ghici, cum gândim că s-ar aplica acciza și fără o metodologie. Calcule definitive după ce vor avea metodologia. Și dacă se limitează, dacă înțelesul este limitat la combustibil și la o manieră, să spun, de calcul, de aplicare a accizei, așa, cam cum vedem noi inflația care s-ar putea aplica, era cam 0,2% date preliminare. Da. S-ar putea să fie mai mult dacă am citit și o presă, nu avem date în plus, dacă rata inflației pe care noi am luat-o în considerare, cea pe care v-am prezentat aici, ar fi, să zicem, o rată medie. Am văzut ce deosebire sunt 2% între rata anuală și rata medie anuală. 2% la mijloc. Și asta înseamnă alte calcule. De asemenea, dacă la combustibil se mai adaugă accizele la tutun, la aceleași calcule, ar arăta undeva un 0,4, un 0,5. Deci, da, nu are nici rost să discutăm până când nu avem metodologia. În sfârșit, eu am răspuns la o întrebare așa cum vă răspund și la dumneavoastră. Sub nicio formă nu aveam în vedere vreun impact al taxării construcțiilor speciale, pentru că acela... Chiar când vom avea metodologia, este extrem de greu de calculat. Este extrem de greu de calculat. Mulțumesc. Depinde cât de mare este. Deci, de regulă, asemenea impozite se includ în costuri, nu? Și se reflectă sau nu în prețul final. Depinde ce ne spune și piața, dar un lucru aș vrea să fie clar. Noi nu credem în maniera aceea... Nici ne spun că e tradițională, că lumea a început să înțeleagă că nu se întâmplă așa ceva. Că la orice decizie de, să spunem, de creștere a costurilor prin impozitare, totul se transmite în preț. Ajunge la o avalanșă. Ele au fost infirmate de practică. Piața nu înghite orice. Este o anumită concurență. În afară de piețele monopolizate, nu se înghite chiar orice. În preț. Cu alte cuvinte, dacă e să luăm o poziție clară în această problemă și să vă dau un mesaj de asemenea în clar, tăvălugul prețurilor, cum l-am citit așa pe o burtieră, n-are din ce să vină. Tăvălugul prețurilor. Am mai auzit de tăvălugul prețurilor și cum cu pulpele de pui, apropo de se duceau până la 20%. Cei care scot din burtă cifre de 6%, de 8%, nu, le spunem că nu se confirmă, n-au din ce să confirme așa ceva.
Cifrele vor fi pe undeva pe aici. 0,2, 0,6, depinde cum... Am înțeles. Mulțumesc. Care va fi metodologia? Mulțumesc. Așa. Oana Osman, Capital. Ne puteți spune cât de viabil și corect vi se pare, știu că nu se știe exact metodologia, dar să se aplice inflația la lei pentru acciză în euro? Viabil? Viabil? Nu cred că e cuvântul cel mai fericit, nu? Viabil, dacă guvernul hotărăște așa, devine viabilă metodologia, nu? Dacă stabilește un calcul. Da, cuvântul corect, anumite indexare trebuie să existe, nu? Dacă ai inflație. Nici ceea ce privește cuvântul corect, nu mă văd în stare să fac un comentariu inteligent. Așa că decât să fac așa un comentariu, îmi cer scuze că nu pot să comentez cât de corect poate să fie. Guvernul poate să stabilească taxe impozite pentru că asta îi permite Constituția numai în România, în orice stat de drept. Asta este maniera în care câștigă sau se asigură veniturile pentru a acoperi cheltuielile. Da. Dacă mai aveți întrebări? Ovidiu Tâmpe, de la Mediafax. Ați spus că piața nu înghite orice în afara de piețele monopoliste și aș vrea dacă puteți să ne spuneți cine va înghiți. Și în al doilea rând... Cine? Va înghiți. Cineva trebuie să înghită aceste impozite. Poate să înghită, de exemplu, producătorul. De multe ori înghite producătorul. Strânge cureaua, adică mediul de afaceri. Își mai micșorează din profit, își mai trece pe, să spunem, eficiență, își mai reduce din alte costuri. Dacă vreți să vă spun așa, ca posibilități, vă dau o listă foarte lungă. Ce poate să facă un producător care dorește să rămână în piață? Să-și crească și productivitățile, să-și mai reducă din birocrația internă, deci are metode. De la caz la caz, dacă aceasta era întrebarea anterioară, această viabilitate a trecerii pe costurile interne fără să o treci pe prețurile de la exterior, se va dovedi mai apropiată de viabilitatea, nu? Mai apropiată de realitate sau nu. Și asta vom vedea. Nu? Dar experiența arată că maniera de judecată de tipul, dacă s-a majorat prețul la benzină, imediat se transformă la, prin faptul că se transportă pătrunjelul. Nu exagerez deloc, eu am tărit, sunt mai în vârstă decât dumneavoastră și asemenea judecăți. Că pătrunjelul se duce de la piață de pe Ogor în piață cu autobuzul și imediat se dublează prețul la pătrunjel, eu cred că am depășit asemenea maniere de judecat. Orice majorare de impozite e neplăcută și creează o stare emoțională neplăcută. O acceptăm, aceasta este, dar datoria noastră este să ținem anticipațiile inflaționiste în frâu și să nu, să spunem, cochetăm cu asemenea judecăți care, spun eu, după 20 de ani s-au dovedit total false. Deci faptul că crește prețul la benzină are efect limitat. Vedem, încercăm să-l calculăm. Vă mai dau un exemplu. S-ar putea ca efectul să fie mai mare decât cel pe care l-am calculat noi, 0,2 sau 0,4, sau îl vom calcula când vom avea metodologia, sau 0,6, dacă prețul internațional al țițeiului se duce. Sau, dacă ce s-a întâmplat până în prezent, slăbirea dolarului, ca să nu-i spun devalorizarea dolarului față de euro, și deci întărirea leului față de dolar, se va reversa. Și impactul categoric va fi mai mare decât 3%. Creșterea prețului la benzină sau motorină. Iar dacă prognoza aceea pe care v-am arătat-o cu cotațiile la termen ale prețului țițeiului se va adeveri, s-ar putea ca impactul să fie zero. Da? Asta este. Mă mir că spuneți că nu știți metodologia.
chiar s-a publicat proiectul de ordonanță și guvernul chiar așteaptă o creștere pe accize undeva la 18% a încasărilor. Iar diferența într-adevăr de care vorbeați mai devreme este 3 puncte procentuale între 1,8 la septembrie și inflația medie care e 4,77, adică sunt 3 puncte procentuale diferență. Probabil că impactează mult. Iar la benzină, pe lângă cei 7 euro cenți pe litru, se pune și inflația de 5%. Deci este un impact mult mai mare. Doar 0,5 în condițiile care combustibilii au undeva la 8% din coșul inflației, cred că este foarte optimist. Părerea mea, dar dumneavoastră știți mai bine elasticitățile din piața asta. Nu, cam asta este calculul care arată acum, dar repet, și acel 0,2% era așa o estimare pe baza a ceea ce vedem noi inflație. Dacă guvernul vede inflație pentru acest an, indicele mediu anual, ați văzut câtă este diferența? Păi, mediu anual e 4 și ceva la sfârșitul anului și inflația anuală este 1,8. E de la simplu la dublu. Și atunci, aplicând o judecată rezonabilă, nu mă apuc să fac calcule. Dacă vreți calcule, uitați aici de corifei stau gata să vă arate cum se pot face calculele. În loc de 0,2, devine 0,4. Atâta pot să spun, nu mă apuc să de la această tribună să facem speculații. În definitiv, mai trebuie să așteptăm câteva zile, nu? Să apară metodologia și atunci discutăm în clar. Da. Ați avut cumva de-a lungul... Pentru dumneavoastră este o situație mai bună, dar pentru mine nu. Dumneavoastră puteți face o știre cu zeci de variante. A zis guvernatorul, a strâmbat din nas, a tușit, s-a încâlcit. Eu sunt într-o situație mai grea. Nu pot să-mi permit să fac în fața dumneavoastră variante de calcul când n-am datele necesare. Și acelea, să știți că le facem destul de greu, că sunt minuțioase. Da. De-a lungul acestor negocieri, ați sugerat alte măsuri la nivel fiscal sau ați fi sugerat, dacă vă întreba cineva, alte măsuri? Stați să ne lămurim. Deci, conform... În ideea în care vă pune semnătura pe scrisoarea de intenție, aia vă întreb. Păi, ne pune semnătura pe bucata noastră și pe tot. Și conform legii noastre, legilor din România, Banca Națională are ca obiectiv stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară. Iar stabilitatea economică și stabilitatea financiară, ca să nu credeți că ne depărtăm de ceva, sunt lucruri foarte mari. Sunt lucruri foarte mari. Nu, dați-mi numai un minut, că bănuiesc așa, dacă mai mult de un minut, dacă bănuiesc la mea este falsă, mai mult de un minut din nu vă răpesc. Sunt lucruri foarte mari. De exemplu, ați văzut acolo că am ajuns cu prima de risc, suntem chiar la nivelul Poloniei și mai mult de jumătate decât nivelul Ungariei, dacă vă uitați pe graficul acela. Ne împrumutăm în prezent mai ieftin decât Italia, mai ieftin decât Slovenia, decât țări din zona euro, nici nu vorbesc de Grecia. Acest lucru se reflectă în bugetul României în sute de milioane de euro, economisiri la dobânzi și pe piața internă. Ori, noi când vorbim despre stabilitate financiară, stabilitatea prețurilor, ambele sunt legate, nu vorbim despre niște cuvinte, vorbim despre cifre care sunt foarte mari. Deci, aș spune așa, comparativ cu ce ziceați dumneavoastră, cu volumul de venituri din accize, sunt chiar importante și sunt la lung. Pentru că consolidarea fiscală, și cu asta închei ca să nu vă țin lecții, consolidarea fiscală nu înseamnă numai anul acesta. Înseamnă că, la lung, România poate să-și financeze o datorie publică pe care a creat-o. N-are niciun rost să mai discutăm acum cum de s-a format, să formează din toate deficitele fiscale pe care de 20 ceva de ani le facem. Și vedeți că nu putem, niciun guvern nu vine să spună de anul
următor vom avea surplus fiscal. Da? Și chiar la 40%, care este sub 60%, a finanța o asemenea datorie publică este o problemă vitală pe orice, pentru orice țară. Aceasta este treaba noastră. Și eu când noi, că nu numai eu, Banca Națională își pune semnătura pe un acord de tipul acesta, își pune semnătura pentru că acel acord asigură consolidarea fiscală a României, chiar dacă e neplăcut. Și care se atinge prin diverse, să spunem, combinații. Majoră de taxe, tăieri de cheltuieli, sau numai tăieri de cheltuieli și fără majorări de taxe. Toate treburile de acolo sunt apanajul Guvernului și a Ministerului de Finanțe. Noi ne uităm în principal la acea anvelopă. Am făcut prezentarea pentru că anvelopa nu este chiar de aruncat, cum pare. Și, domnule, dar ați intrat acolo la să vedeți care este impactul fiscal. Facem impactul fiscal. Deci nu, la întrebarea noastră, nu putem să ne asumăm rolul de a-i spune Guvernului majorează tasa cu tare sau nu majora pe aceea. Dacă suntem întrebați, ne spunem punct de vedere. Și nu pot să vă spun că aici am fost întrebați. Dar preocuparea noastră ca acest acord să rămână în picioare, pentru că el dă credibilitate țării, ne ajută să ne împrumutăm în continuare pe piețele internaționale și pe piața internă la costuri reduse, să nu mai avem necazurile pe care se contureau, de exemplu, anul trecut. Pe chestiunile astea ne-am spus părerea și suntem de partea de aia și semnăm acest acord, chiar dacă în interiorul lui apar, să spunem, nemulțumiri. Da. Aș mai face un... Asta e comentariul instituției. Acum să vă mai spun un comentariu al meu. Pot să-mi permit, ca economist, să fac un comentariu al meu. Într-adevăr, în România, acum, poate mai mult decât orice, este bine să stimulăm munca pe toate căile și să ținem sub control cheltuielile administrative și cheltuielile sociale. Dar asta în condiții de echilibru social și politic. Eu am fost acolo un an de zile și știu cât de greu e să ții un echilibru politic și unul social. Și mai știu, și anul trecut e încă o dovadă, că atunci când e niște măsuri, dar nu mai e echilibru politic sau social, te duci înapoi cu un an, cu doi, cu trei, și asta costă foarte mult, chiar în materie de, să spun, stabilitate financiară, stabilitate a prețurilor. În consecință, dacă întrebarea mea era adresată, eu nu mă pot așeza niciodată după poziția chibițului să-mi dau și eu cu părerea acolo, nu? Adică cel care acolo are responsabilitate, eu ce să spun? Să-mi dau și eu cu părerea că, nu, dar eu ce sunt la așezătorii de pe la televiziuni, să poate, lumea zice că era mai bine așa să impozităm pe ăla, să-l tăiem pe ăla, acolo la care e responsabilitatea, șeful guvernului. Decizia politică, ce o să ia așa, dă cineva cu un băț și zice, hai să luăm o decizie. Nu vedeți ce proces complicat? Se ia în cadrul unei coaliții și eu am condus un guvern de coaliție și știu cât de greu e să-l ții unit acolo. Așa că... Personal, dacă mi-a întrebați așa personal, bă, de ce nu te-ai băgat și tu acolo să... Ce să caut eu acolo? Nu? E o chestie de bun simț. Poți să te bagi undeva unde n-ai responsabilitate și responsabilitatea și-o asumă altcineva. E vorba de responsabilitate politică imensă. Pot să-mi dau păreri în general și când sunt întrebat... Îmi dau cu părerea, dar nu pot să intru eu să-mi spun ceva și altcineva să-și asumă responsabilitatea stabilității politice și sociale a țării. Deci am încheiat și partea personală, cam atâta pot să vorbesc public. Chiar vă mulțumesc că m-ați întrebat așa.
Vă rog. Vreau să vă întreb, am o întrebare mai tehnică. Legat de ce ați spus data trecută cu referire la continuarea ciclului de reducere a dobânzilor, dacă mai reduceți încă o dată dobânda cu 25 de puncte de bază, dobânda la facilitatea de depozit scade sub 1%. Sunteți confortabil cu acest, având în vedere că există totuși un exces de lichiditate în piață? Personal sunt extrem de confortabil. Dar băncile? Băncile mai puțin. Și luați în considerare măsuri, să spunem, o nouă modificare a canalului sau? Nu încă, dar în a la lung, într-adevăr, cred că trebuie să ajungem la un canal, la un, se numește, ecart, între cele două facilități care se apropie de 1%. Cam asta cred eu că ar fi bine. Atunci piața monetară din România va deveni într-adevăr o piață europeană. Cartul a fost mare și am mai explicat de câteva ori de ce am procedat în această manieră, pentru că nu puteam să lăsăm numai variațiile mari ale cursului de schimb să echilibreze piața. Și atunci am acceptat să existe o anumită variabilitate și în rândul dobânzilor, și iar pentru cunoscătorii care spun că nu am procedat bine, cu costurile de rigoare, ca să le dau și lor, să dau cezarul celor. Bineînțeles că ne-am asumat niște costuri. Clipa aceea, rata noastră de dobândă, de politică monetară, este mai puțin semnificativă, deci să pierde acolo, să mai pierde și la canalul de transmisie, deci în perioada aceasta de, să-i spun eu, de aducere treptată a instrumentelor de politică monetară din România în rând european, și asta înseamnă îngustarea acestui ecart, acestui tunel al dobânzilor, da? Vom vedea cam care este dozajul toate aceste. E foarte important să facem lucrurile pas cu pas, nu cu pași foarte mari. Dozajul mi se pare mai important decât măsurile, pentru ca și băncile să aibă pe de o parte posibilitatea să adapteze la noile condiții, să înțeleagă mai bine semnificația măsurilor noastre. Deocamdată, așa cum văd eu lucrurile, cred că acest exces de lichiditate, chiar dacă s-ar putea să fie supărător, este necesar la nivelul băncilor, pentru că ele au trecut printr-o perioadă de șocuri externe, are loc acest deleveraging, deci băncile mamă le cer lichiditate și simt nevoia să aibă, cred eu, să aibă un anumit confort. Acum, faptul că le lăsăm lichiditate, confortul pentru ei cel mai bun ar fi să lăsăm și lichiditatea, să le dăm și bani. Așa, să fim generoși pe lichiditatea asta. De-aia cred că e puțin cam mult să obișnuiască și dâns și să înceapă să folosească lichiditatea. Deci nu credeți că deocamdată acest exces de lichiditate necesită măsuri din partea Băncii Naționale? Deocamdată nu. Dar a la lung trebuie. Cea mai bună măsură este a lor. Să absorbă excesul de lichiditate, să dea credit. E interesul dânșilor să dea credit în condiții prudențiale, nu oricum. Și pentru că ați menționat creditele, vreau să vă întreb cam pe ce orizont de timp vedeți o revenire a creditului, o creștere a creditului suficient de mare încât să se reflecte și în creșterea economică? Păi aici știți că lucrurile sunt legate. Dacă îl întrebați pe domnul consilier Lucian Croitoru, dânsul spune nu, întâi creștere economică și pe urmă creștere credit. Și sunt mulți care spun așa. Deci, nu mă băgați la mijloc să intru între corifei gândirii economice, să-mi dau și eu cu părerea aici. Dar ceva pot să vă spun ca să aveți ce scrie acolo. Nu cred că vom mai vorbi în perioada următoare de creșteri spectaculare ale creditului, așa de... Nici nu cred în cifre de două... Pardon, în creșteri de două cifre. Sunt rezonabil.
și mult mai structurate spre partea de întreprinderi decât spre partea de populație. Rog. Adrian Parăite, Curierul Național. Ați declarat acum, tăvălugul prețurilor n-are din ce să vină. Celor care scot din burtă cifre de 6-8%, le spunem că nu se confirmă, nu are de unde să se confirme așa ceva. Deci țineți în mână leul, contrapartea în orice tranzacție, mă gândesc că trebuie să știți, dar aș vrea să vă întreb, de unde apar aceste titluri, aceste titrări? Sunt interese care încearcă să-i sperie pe consumatori? Sună bine, în primul rând. Iertați-mă, că nu mă mai lasă. Sună bine, nu? Fac vânzare, fac... E doar... Păi eu v-am mai dat un exemplu, domn Panaite, când eram chiar în prag de revelion și dădea cineva că pulpele pe burtieră, 2010, 2011, pulpele de pui se scumpesc cu 20%, 30%. L-am sunat pe domn Vasilescu și îl întrebam, domn Vasilescu, dar era înainte de revelion. Domnule, spuneți-le că dacă se întâmplă așa ceva, să-i întrebați pe cei care pun știrea respectivă. Care ar fi motivul pentru care România nu va fi invadată cu pulpe de pui din Ungaria? Că la o asemenea târg nu mai e niciun fel de obstacol la graniță. Eu vedeam deja pericolul celălalt, că se ocupă toate șosele României cu tiruri pline de pulpe care năvălesc peste România. Și la mine, domnule, omul acela care dă știrea, s-a gândit și la varianta asta? Sau, ce nou, ce mă spune domnul Vasilescu? Nu, spune că așa zic producătorii de carne, de pulpe, na, din România. Păi da, dânsul nu este moderator acolo, nu poate să-i pună, să-i pună întrebarea asta. Și acum nu pot să vă spun ce i-a mai răspuns domnul Vasilescu, să-l întrebați pe dânsul. Și pe ce, domnule, mai, ce știre mai e? Spuneți că e goana după senzațional? Sau pot să fie spaime generice? Nu mă puneți mine să spun senzațional, da. Să mă mai cer cu televiziunile. Da, ok. Nu, sună bine, poftim. Fiecare cu meseria lui. Meseria noastră este să nu spunem că urmează un tăvălug al prețurilor și că este o marotă care nu s-a adeverit sau nu se mai adeverește de vreo 10 ani. Și că e cazul să mai renunțăm la ea. Anumite știrile sunt știri și nu le descurajăm ca tare. Dacă mai aveți ceva, da, așa. Pornind de la exemplu dumneavoastră, dacă la pui poate înțeleg niște tiruri din Ungaria, la benzină cine vine? Aici n-am înțeles. Dacă îți crește, nu s-ar putea să plece. Să treacă să cumpere benzină din partea alta. Deci aici, dacă e să vorbim în termeni economici, nici nu știu foarte bine. Eu nu înțeleg că deocamdată nu avem prețurile cele mai mari ale benzinei în Europa, suntem chiar pe partea de jos. Nu pledez pentru creșterea lor, Doamne ferește. Deci, în general, poziția unei bănci centrale este că orice inflație este rea. Dar și experiența noastră și experiența altor țări ne arată că această consolidare fiscală, cel mai bine să facă, să zicem, prin o raționalizare a cheltuielilor. Revin și spun. Poate Banca Națională de aici să-i spună guvernului, băi, uite, asta s-a ocupat tare. Acolo sunt responsabilități imense, nu? Sunt instituții ale statului care trebuie să funcționeze și așa e parte. Închid paranteza. Deci, consolidarea fiscală pe termen lung este principalul factor care asigură atât stabilitatea financiară, cât și stabilitatea prețurilor. Și noi nu putem să o descurajăm. Deci avem și o viziune pe termen scurt, vedem că este un impact, calculăm să nu fie un impact devastator, de exemplu, știți că n-am înghițit ușor când s-a majorat TVA-ul, cu toate că a fost o măsură necesară. Pentru că celelalte au fost respinse de Curtea Constituțională. Și ați văzut ce gâlmă a produs și dacă vă uitați puțin în urmă, o să vedeți că a întrerupt un întreg proces de relaxare a politicii monetare. Am rămas cu dobânzile la 6,25 sau la cât am rămas, nu mai țin minte, sau 5,25, aproape 2 ani de zile. Puteam de atunci să venim cu dobânzile în jos.
N-a fost ceva plăcut. Dar interesele pe termen mai îndelungate legate de depășirea dificultăților fiscal-bugetare și realizarea ajustării bugetare, proces dureros în orice țară, vedeți, în alte țări este mult mai dureros și aproape imposibil. Asta am vrut să vă spun. Deci, dacă nu ții datoria publică sub control, ajungi în situația, să nu zic Grecia, acum poftim, nu mai poți să o finanțezi. Deci, numai că trebuie să ajungi la surplus fiscal, să ajungi la surplus fiscal mare ca să poți să-ți plătești, să începi să reduci, să-ți plătești numai dobânzile. Deci, când ai surplus primar, înseamnă că îți plătești numai dobânzile, trebuie să iei de la 100 și ceva la sută să ajungi la 150%, 140%. Și sunt seama să reduci și datoria publică cu 3-4% pe an, înseamnă să ai surplus fiscal dincolo de surplusul primar, ca să spunem așa, deci de cele prin care pui 4-5-6% din PIB numai pentru acoperirea dobânzilor. Păi acolo vrem să ajungem. Cum să nu sprijinim un proces de consolidare fiscală? Suntem o instituție responsabilă și știm că sunt costuri aici. Deci consolidarea fiscală era un... Putem să discutăm despre rapiditatea în care se facă consolidarea fiscală. Dacă ieșirea din poziția de deficit excesiv s-a făcut în cazul României prea repede. Dacă nu mai era cazul să mai stăm un an cu... Asta se poate discuta la nivel de economiști, de gânditori. Cum este asta un fapt? Faptul că am ieșit din deficitul excesiv, cred că este un lucru pozitiv pentru România și trebuie consolidat și asta ne asigură, de acolo vor veni venituri, de-aia vă spuneam. O să ne vină venituri vârtoase din economisirile de dobândă, pe care pe acelea să le calculați. Vă mai mulțumit sau nu prea? Nu vă nimerez deloc, îmi pare rău. Domnule guvernator, aș vrea să vă întreb clar, punctual. Ați spus că efectul acelor măsuri va fi de 0,2. Când, al celor cu benzina, că asta am înțeles-o că m-ați întrebat în trecut. Când ați vorbit... De benzină, motorină, parcă așa a fost întrebarea. N-am înțeles bine, am spus, domnule, s-a făcut un prim calcul așa. Dar n-am intrus, că înțeleg, să majorează și accizele pe la tutun, pe la nu. Deci... Toate accizele se vor majora cu 4,78, care este inflația... Păi, sunteți siguri că... Acum, așa, să... așa spune proiectul. Noi nu l-am primit încă. Nu l-am primit, când l-am primit, facem calculul. Da. Dacă toate accizele se vor majora cu 4,78%, cât va fi, cât va aștepta să fie impactul? Păi cred că dublu față de 0,2, nu? 4, 0,4, 0,5, cam așa ceva. Să întrebați pe colegi. Ei calculează variante. Și... Ce? Hai mă că nu sunt chiar atât de nerăbdător să văd cât iese acolo în... Și dacă s-a luat în calcul și această chestiune cu impozitarea aceea construcțiilor la companii, pentru că... N-am luat-o în calcul, de asta v-am răspuns. N-am luat-o în calcul. Nici nu știm cum să o calculăm încă supra prețurilor. În calitate poate de... ne învățați dumneavoastră. Așa. Așa. În calitate de economist, domnule guvernator, ca să nu mă mai trimite să-mi caut răspunsurile pe la Ministerul Finanțelor. Deci de la dumneavoastră aș vrea un răspuns. Pentru că economist nu pot să vorbesc decât din această poziție că sunt la Banca Națională, decât cu aceleași limite stricte, neutralitate politică, da? Și obiectivele pe care le are Banca Centrală. Stabilitatea prețurilor, stabilitatea financiară. Deci, și ca economist. Mai dau așa câteodată cu părerea. Dați-vă, vă foarte rog, vag și dacă înțelegeți mai mult de 20%, m-am exprimat greșit. Bine, explicați-ne, vă rugăm frumos, dacă nu considerați că aceste taxe și impozite noi ar putea avea și un impact negativ în economie, un efect real negativ pentru economia reală. Și în fiscalitate cred că dozajul este important. Dar discuțiile după mine, s-a discutat mult, inclusiv în media, și uneori s-a discutat chiar pe fond. Aș spune chiar deseori, nu uneori ca să nu... Deci deseori s-a discutat pe fond. Deci dozajul de diverse măsuri, nu?
ca și un anumit dozaj între a tăia de la cheltuieli sau a nu accepta majorări la cheltuieli și a majora impozitele și acest lucru am discutat. E, dozajul mie mi se pare, dacă mă întrebați ca economist, mai important decât măsurile catare. Și nu mi se pare un dozaj categoric. Optimul poate să-l găsești în altă parte. Dar față de alte variante, și alte variante puteți să le discutați cu cei de la finanțe, pentru că ei au avut, într-adevăr, acolo mai multe variante, dar față de alte variante pe care le-am ascultat și eu, nu mi se pare dozajul cel mai prost, cel la care s-a ajuns. Nu sunt decizii ușoare, însă. Asta trebuie să înțelegeți. Adică, spuneți-mi mie, ce guvern are plăcerea să majoreze un impozit? Bun, te dor dinții când e o asemenea măsură. Și, da, când încep să te uiți, ce poți să faci, nu? Da. Adică dacă porniți de la ideea că cineva are o plăcere așa să majoreze impozit, eu vă spun că am stat acolo un an de zile, nu? N-ai absolut nicio plăcere să faci așa ceva. Din potrivă, cea mai mare bucurie este să reduci și impozite și taxe. Numai că te mai vine o idee, știți? Cred că noi suferim la foarte tare la aritmetică. La aritmetică, la matematici superioare, suntem tari de tot, politici keynesiste, tot felul de formule și la noi, dacă încep la aritmetică, acolo dăm un bar. Dacă începe unul să tot adune, vrea 6%, cineva vrea 6% din PIB, altul 6 și ceva, și atunci și ajungi pe la vreo 60% și până spui, măi, nene, stai, de unde le-ai? Da. Și atunci pentru mine este foarte dificil să vă răspund la întrebări de tipul ăsta, care este, deci optimul, acolo stau oamenii ăia, stau până la 3 dimineața și refac calcule și tot calculează. Eu pot să-mi dau așa o părere, să jignesc munca a zeci de oameni. Știți cum este o negociere din asta? Și am participat la ele în tinerețe. Stai până la 4 dimineața și acum să-mi dau și eu cu părerea. Nu sunt oricine, adică nu eu ca tare. Instituția asta. Hai să ne dăm cu părerea ca să faceți o știre de azi, guvernatorul, că nu știu ce. Deci n-am zis nimic. Am zis că mi se pare o soluție ca dozaj destul de echilibrată, știind cât de greu s-a ajuns și la ea. Vă ascult acum din nou. Așa. Noi am făcut o știre, am mers la mai multe companii reprezentante din piața energiei de la noi din țară și ne-au spus că nici pe departe nu au de gând să suporte din profiturile lor aceste noi taxe și impozite. Ce vrea să vă spun? Da, le primim și le plătim din... Tai o salariu de director. Ne-au spus clar că totul se va reflecta în prețul final. Să încerce. Nu spun că nu. Păi nici noi calcule. Avem elasticități de preț. Mulțumesc. M-am lămurit. Mă bucur. Bună ziua, Mihai Maință, de la Economica Net. Domnule guvernator, anul viitor sunt alegeri prezidențiale și până în unele medii se vorbește despre eventuală candidatura dumneavoastră la președinția României. Nu am. Cât adevăr este în acest... Niciunul. Niciunul. Nicio intenție, nicio discuție în acest sens. Da. Ok, mulțumesc. Deci ne apropiem de sfârșit. Aș vrea să întreb scurt dacă vedeți cumva vreun impact pe cursul de schimb sau e posibil anul viitor după creșterea de taxe? Da. Acolo oricând este. Și de-aia avem și curs variabil. Cursul de schimb nu este fix, este variabil. A dovedit o stabilitate de invidiat în acest an, cu toate că, apropo și de prognozele noastre, probabil că știți, pe la începutul anului am spus vom lăsa mai mare variabilitatea cursului. N-a vrut. Deci, ca să vedeți că piața nu te ascultă întotdeauna și cursul este determinat de piață. Noi am spus, îi dăm mai multă variabilitate, să echilibreze mai mult datele, să rămână ceva mai stabile dobânzile și dânsul, adică cursul de schimb al leului, n-a vrut deloc. Și asta, ca să vă dau o satisfacție, exact ca și dobânda care n-a vrut să se transmită mai repede. Dar, acum am văzut că suntem
în topul cel mai bun performer în materie de curs de schimb din Europa, parcă să nu știu, din Europa răsăritană. Trecând peste această, să zic, glumiță, răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră este da, ne așteptăm ca fenomenele externe și sunt trecute aici a factorii externi să poată oricând să genereze un impact semnificativ. Dar tot atât de bine, nu că ne așteptăm, suntem pregătiți să luăm măsurile necesare pentru ca într-o zonă de variabilitate mai mare decât în trecut să acționăm pentru ca situația de pe piața valutară și evoluția cursului leului să nu fie percepută ca, se spun, element de criză, de tensiune și așa mai departe. Cam așa vom acționa și în anul următor. Pentru că ați menționat factorii externi, vreau să vă întreb dacă ați făcut ceva modificări în structura și în modul în care gestionați rezervele, având în vedere situația din Statele Unite. Pentru că au fost bănci centrale din lume care au anunțat că își modifică oarecum structura, au vândut ceva titluri de stat. Nu, nu, nu. Mai spuneți o dată că am senzația că mă întreba ceva important și nu am surprins. Vreau să vă întreb dacă în ultima perioadă, în ultimele luni, ați făcut modificări în modul de gestionare al rezervei valutare în investițiile pe care le faceți în titluri de stat sau în alte instrumente, ca urmare a evenimentelor din Statele Unite și posibilul zvonurile și discuțiile privind un posibil default. Da. Noi facem modificări, răspunsul meu este următorul. Noi facem modificări mai tot timpul în ceea ce privește administrarea rezervei valutare, cu atât mai mult cu cât yieldurile, câștigurile din această administrare sunt extrem de mici. Și ele se reflectă, bineînțeles, în situația financiară a băncii. Este datoria noastră să administrăm rezerva statului român, pe de o parte, sau o administrăm de așa manieră încât, pe de o parte, să fie lichidă, oricând disponibilă pentru situații de urgență, iar pe de altă parte să aducă câștiguri. Cele două obiective, numai că nu se împacă perfect, dar câteodată sunt chiar în conflict. Și atunci trebuie să jucăm prin decizii câteodată zilnice. Deci cam asta este ce se întâmplă la Banca Națională. Nu am făcut însă, dacă întrebarea dumneavoastră se referă la ceva semnificativ, adică să trecem de pe euro pe dolari sau nu. Nu am făcut nicio modificare semnificativă. În limitele pe care Consiliul de Administrație le-a dat, și acestea sunt limite de regulă acceptate pe plan internațional, nu ne-am abătut deloc de la regulile de maximă prudență în administrarea rezervei internaționale, am mișcat plasamentele noastre pentru a câștiga ceva mai mult sau a pierde mai puțin. Despre viitor, suntem pregătiți, dar nu, eu nu știu încă, și credeți-mă că sunt bine informat, de modificări încă majore în ceea ce privește politica monetară a Statelor Unite. Dacă dumneavoastră vă referiți la acel tapering, deci de ca treptat intervenția Fed-ului, cumpărare de active, să se diminueze până la nulificare, aici foarte important, așa cum ne-a arătat declarația sau efectul declarației lui Ben Bernanke din vară, foarte important este iarăși dozajul. Și eu sper că și America va avea acea abilitate să aibă dozaj și în acțiune și în cuvinte. Pentru ca impactul să fie limitat. Că limitarea tot de la o interpretare, nu? A unor cuvinte, s-au creat niște valori exagerate. Suntem cu ochii, să nu spun pe dânsii, suntem cu ochii pe piețele internaționale, să nu pierdem, să câștigăm. Dar n-aș putea acum să vă spun că am făcut ceva special.
Și pentru că ați spus că nu candidați la președinție, vreau să vă întreb, mai aveți un an până vă expiră mandatul. Vă veți depune candidatura pentru un nou mandat de guvernator? Acolo nu se depun candidaturi. Și nu se face campanie electorală, din câte știu. Dar intenționați să aveți încă un nou mandat? Cred că e prematur să discutăm. Deci, acest Consiliu de Administrație, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru maniera în care a acționat, are încă de dus la bun sfârșit câteva obiective. Și după ce le ducem la bun sfârșit, sperăm că să le cam încheiem în prima jumătate a anului următor, să mai discutăm și despre viitor. Deocamdată să le ducem pe acestea. Iar între ele, apropo de tema de astăzi, una este să consolidăm inflația la nivelul european. Lucru foarte important. Chiar dacă, și acum vă spuneam, despre importanța inflației sau inflație scăzute a stabilității prețurilor, îți dai seama numai când nu ai. La fel cu boala. Că îți dai seama cât de importantă este sănătatea când ești bolnav. Îți dai seama cât de importantă este stabilitatea prețurilor când ai inflație mare. Deci, cred că după atâția ani de inflație ridicată în România, numai că o aducem la nivel european undeva între 2 și 3%, dar reușim să o menținem acolo. Dincolo de, a fost și prezentarea puțin mai tehnică, de variațiile astea sezoniere care vin din efecte statistice și așa mai departe și la care ne uităm, într-adevăr, ca să nu creeze impact, anticipații inflaționiste, dar nu ne blocăm ochii în asemenea cifre. Un alt obiectiv este stabilitatea financiară, de asemenea importantă și ultima criză, să nu-i spun actuala criză, a arătat cât de important este chiar pentru stabilitatea prețurilor, să ai stabilitate financiară. Și aici, depășind momentele cele mai grele, mai avem probleme în sistemul bancar care se cuvin a fi abordate și, să spunem, absorbite, ca să folosesc un cuvânt mai puțin clar. Intenționat mai puțin clar. Și vă vor fi suficiente doar câteva luni? Și, pe urmă, ca pe aceasta, ceea ce spune credința noastră, că inflația scăzută este bună pentru că ea determină crearea mediului în care se instaurează pe baza forțelor endogene o creștere economică de durată, pe această bază, cred că actualul Consiliu ar avea o deosebită bucurie să vadă instaurată în România și o reluare a creditării sănătoasă, relativ ieftină, creditarea, nu? Hai să spunem, prietenoasă, atrăgătoare, să dau alte terminologii, și o creștere economică de durată. V-a plăcut? Da, vreau să vă întreb dacă vă vor fi suficiente doar câteva luni să vă îndepliniți aceste obiective sau mai aveți nevoie de încă 5 ani? Nu. Eu zic că 20 de ani sunt suficient. 20 și... Nu. Acestea sunt obiective pentru anul. Și cred că avem șanse bune să le atingem. După care mai discutăm și despre... Adică... Este a treia revenire a noastră pe arenă. Ar fi de bună o întrebare din curtea noastră după aceste negocieri. Vom regăsi și în această scrisoare de intenție referiri la angajamente referitoare la legislație sau la modul în care se vor derula procesele pe clauzele abuzive și ați livrat ceva detalii privind studii? Referiri generale, da. Cele concrete vă propun așa cum s-au organizat vreo 3-4 runde de conferințe la Banca Națională, să le urmăriți și pe următoarele, pentru că suntem gata. Acolo, orice cuvânt a spune, am văzut că iau o dialectică independentă și nu mai pot stăpâni. Și atunci prefer să nu comentez. Deci,
Ca să vă răspund direct, în actualul review, deci în acest document pe care o să-l vedeți când el va deveni public, sunt ceva date legate de această problemă, însă într-o manieră diminuată, așa cum sunt elemente și referitoare la credite neperformante. Și aici, chiar dacă nu m-ați întrebat, simt eu că vreți să mă întrebați așa și v-am uitat în ochii dumneavoastră și atunci vă și răspund. Deci nu e vorba. În România s-a trecut de la sistemul contabil românesc de 2 ani de zile, nu? Și 2 ani și ceva, la cel internațional. Noi nu putem să facem adăugiri la un sistem contabil la standarde internaționale și nici să ne apucăm noi să dăm interpretările noastre. Asta este treaba. Sunt câteva volume groase despre standardele de contabilitate. Și ele trebuie înțelese de către băncile comerciale și de către noi, bineînțeles. Dar să ne apucăm noi să adăugăm la standardele internaționale cum am înțeles că s-a înțeles, asta nu. Și nici să clarificările apar în relația cu standardele internaționale și cu celelalte două categorii. Pe de o parte, auditorii, ei dau notele legate de bilanțurile băncilor comerciale, iar pe de altă parte, acționarii. Ei hotărăsc să scoată, de exemplu, sau nu din bilanț, niște credite neperformante. Noi suntem pentru curățarea bilanțurilor în baza standardelor internaționale. Deci, în România, sistemul bancar a trecut la standarde internaționale. Deci, cu clarificările care trebuie făcute în acest triunghi. Deci, bănci comerciale, acționarii lor și cu auditorii. Bineînțeles, cu auditorii fiind reprezentanții standardelor internaționale, că ăsta este un drept cutumial. Iar noi nu putem să facem altceva decât să ajutăm la clarificarea acestor lucruri, acolo unde lumina noastră vine și clarifică. Nu să ni se pună întrebări pe care cineva să stea să, la rândul lui, să dea alte interpretări, să spună, știți, asta a zis Banca Națională. Deci mi s-a părut necesar să fac aceste clarificări, văzând eu cam ce, cum se comentează în presă. Este un proces pe care, bineînțeles că îl sprijinim, dar, și iar vin cu un dar, foarte important în a avea o imagine mai bună, dar adevărată. Deci nu vrem o imagine cosmetizată a situației creditelor neperformante din sistemul bancar, este ceea ce spun de mai multă vreme, de câteva luni bune. Cifra aceasta, raportul între credite neperformante și total credite, se deteriorează aproape exclusiv datorită scăderii volumului de credite. Cifra asta dă rău. Dă rău și pentru România și pentru... Până când explici unuia, știți că toate creditele neperformante din România sunt provizionate, el vede 22% și zice, aoleu, m-a luat durerea de cap, ce acolo? Deci cifra dă rău. Și atunci trebuie acționa numai în sensul efortului de curățire în cadrul standardelor de contabilitate internaționale, ca să ai credibilitate, că dacă te-a pus să curezi bilanțul altfel decât conform standardelor, n-ai făcut nimic. Micșorești cifra și vine cineva și te pune sub semnul întrebării. Uite ce se întâmplă în Europa cu tema aceasta. Deci, în cadrul standardelor, deci alături de reducerea, curățirea bilanțelor în cadrul standardelor, foarte important este reluarea creditării. Iar reluarea creditării depinde de mulți factori. Citi chiar astăzi în intervenția unui reputat banchier, îi dau dreptate, de foarte mulți factori, dar între ei și de dobândă. Deci niciodată n-am spus că depinde numai de dobândă. Am spus că să nu se mai vină cu vorba asta că nu-i cere de credit indiferent de dobândă. Eu zic că depinde și de dobândă, de mulți factori, inclusiv de dobândă. Deci nivelul dobânzii, pe mine trebuie să fie mai scăzut. Și mai am aici o adăugire că m-ați stimulat cu privirea, este următoarea. Comparațiile sunt bune, trebuie atenție că dacă ai cifre agregate, trebuie să vezi ce e în ele. Și acum mă apuc să compar ce e România cu în Cehia. Stai nene, să vedem ce e înăuntru. Ce fel de credite ai, de consum sau... Deci atenție la comparație. Alminter,
le accept că în ceea ce privește diferențialul între dobânda de pe piața românească la corporații, la întreprinderi și cea de la țările vecine cu care ne putem compara, Polonia, Ungaria, Cehia, la corporații diferențialul este mare, deci dânșii mai au foarte mult de scăzut, la populație nu foarte mult. Dar cu această mențiune să ne uităm mai atenție la ce e înăuntru. Însă interesul băncilor este să ducă până unde reapare cererea de credite. Adică să nu se ascundă după povestea asta. Știi că eu nu pot să dau credite mai ieftine decât în Polonia. De ce să nu dea dacă asta e piața românescă? Trebuie să ai în vedere și asta. Adică vrem să fim o piață competitivă. Dacă mai vreau să dau credite în România. Cum? Dacă mai vreau să dau credite în România. N-aud. Dacă mai doresc să dau credite în România. Dacă se mai dau sau cum? Dacă mai doresc eu ca instituție, da, ca bancă, să mai dau credite în România. Da, bineînțeles, să nu spun. Banca mamă mai dorește. Da, să nici nu o discutăm. Deci nu este nici indicație, nu este nici împingere. Nu avem cum să împingem. Deci, asta e o discuție pe lângă subiect. Noi, responsabilitatea este a băncilor în a da credit. În totalitate. Responsabilitatea noastră este ca situația lor financiară să fie solidă, să nu pericliteze două lucruri. Depozitele populației și stabilitatea sistemului financiar, încrederea. Este esențială pentru, revin pe această chestiune, deci este responsabilitatea lor. Deci eu nu am vorbit niciodată despre indicații, chiar că, nu că mă deranjează, dar așa, mă fac să zâmbesc. ISRS-ul nu este ascultat de către bănci. De ce să mă asculte? Băncile îi fac așa guvernatorului și nu coboară dobânzele. Nu este adevărat. Deci nu le spunem noi ce să facă. Este responsabilitatea lor. Da? Cum, și cifrele infirmă faptul că canalul de transmisie n-ar funcționa. Dar ceea ce putem să le spunem de pe poziția noastră, vedem mai bine de unde suntem, avem date agregate, facem studii pe care uneori dânșii n-au timp să le facă sau privesc pe segmentul dinșilor mai îngust, ceea ce putem să le spunem este să le spunem unele lucruri care le-ar face și dânșilor bine. Este interesul nostru, este interesul lor. Și unul dintre ele este acesta. Că cererea de, când am văzut, nu există cerere de credite. Au fost mai multe dezbateri. De am intervenit. Stați puțin pe la ce cereți dumneavoastră, cum să fie cerere de credit. Da? Deci aceasta mi se pare un... am un comentariu la remarca dumneavoastră glumeața aia, că dacă nu vor să dea credite, păi dacă nu vor să dea credite, nu au decât să tragă obloanele, că nu au din ce să trăiască, nu? Din ce vrea să trăiască? Să stinde și dicta mai rețeaua și nu mai poate să-și plătească curentul, ce vrei să... Dar sunt... Vedeți că ne-i nu dă știrile din afară, că sunt solicitări de retragere din regiune, inclusiv de la Comisia Europeană, adică sunt o grămadă de astfel de informații. Ne așteptăm ca bănci grecești ori să plece, ori să consolideze aici sub o singură umbrelă. E ca la tăvălugul prețurilor, lăsați-o, că nu pleacă nimeni de aici. N-au de ce să plece mâine. Când ei trebuie să-și au, vă asigur că au evaluări bune despre România. Însă nu le-a fost nici lor ușor. În primul rând, au avut o focalizare, vorbesc în general, deci pentru cei care ascultă să nu se simtă că este vizată o bancă sau altă. Au avut o focalizare foarte mare pe populație. Și cu mecanisme de numite scoring, nu? Mai țineți minte domnul Baltazar, Dumnezeu să-l ierte. Aveam scoring bun, domnule, acela. Și te duceai cu un salariu, îl băgai acolo într-un calculator, pa, 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 gata. 30% ei cred. Și era sistemul relativ simplu să dai la populație. Mai ales că populația nu era îndatorată. Și toată lumea a vrut să ia credite, da? Dar asta n-a însemnat, să spunem, staff, specialiști de înaltă care să citească un bilanț. E un, mai degrabă, da, mai lasă-mă puțin. Și acum sunt? Păi, dacă nu sunt, să-și facă. Asta este ceea ce le spunem. Deci piața asta este relativ saturată, va crește cu soldul care se va reduce, deci o parte din creditele către populație se vor reduce. Noi nu-l vedem scăzând în general.
soldul creditorilor pe timp. Dar delta, creșterea, va fi limitată la undeva pe la nivelul rambursărilor. Pe de cealaltă parte, există o piață enormă și asta le spunem. La nivelul întreprinderilor mici și mijlocii și al corporațiilor. Trebuie într-adevăr să se specializeze că acolo, dacă nu știi să citești un bilanț, cum să dai credit? Și să ajunge la drăciile pe care vi le-am mai spus asta. Nu o spun cu răutate. Mai trec și eu pe acolo, pe la, prin economia reală. Nu stau... Vezi ce cer garanții, vezi cum judecă. Deci, ăsta a fost mesajul nostru. Deci, trebuie să-și găsească venituri. Și veniturile dispar ușor, ușor, cele pe care au sperat. Au sperat în venituri mari din cărți de credit. S-a cam epuizat, s-a umplut țara de cărți de credit. Au sperat în comisioane. Na, uneori au sărit calul cu comisioane. Au sperat în... Și ușor, ușor se termină celelalte. Trebuie să revină la funcția lor de bază de creditare. Deci, uite că poate am găsit alte cuvinte să spun ce vreau să spun. Dacă știu că fondul... Vreți să facem un dialog aici? Nu, e o următoare întrebare. Știu că fondul v-a solicitat o analiză și o verificare pe teren a modului în care băncile au clasificat creditele restructurate. Va impacta asta este, acest nu, raport? Asta nu mai e legat de fond. Asta nu e europeană. Are quality... Da. Ambele. Asta este, sigur, este un proces european. Da. Și trebuie să aveți un rezultat până la sfârșitul anului, potrivit scrisorii de intenție. Va impacta puternic? Păi l-am făcut noi înainte să discutăm cu fondul. Așa. Să nu crească, că nu chiar să a cerut fondul. Și cine e fondul ăsta, domnule? A cerut fondul? Nu a cerut niciun fond. Noi am discutat cu ei. Fondul este, pentru noi cel puțin, este un partener. Nu vine să ne impună, noi discutăm că pentru Banca Națională, ca să nu vorbesc în numele altcuiva, Fondul Monetar, Uniunea Europeană, sunt parteneri. Așa. Înțeles, vă asumați. Bun. Așa. Mi se pare important. Puternic... Dacă dumneavoastră nu, mie mi se pare foarte important. Va impacta semnificativ pe nivelul creditelor. Cred că sunt. Mai sunt lucruri care vor apare în urma acestui... Da, cred că da. Cred că da, și maniera în care s-au făcut restructurările, cum sunt gândite restructurările. Da. Da, să vedem, așteptăm. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru suita de... Ne puteți spune dacă ce riscuri pentru șomaj, inflație vedeți asociate cu creșterea salariului minim cu 100 de lei de anul viitor? Creșterea salariului minim are, bineînțeles, și partea lui pozitivă, că nu, munca este mai bine... apreciată, dar are și problemele legate de sustenabilitatea procesului, mai ales la nivelul firmelor mai puțin profitabile. Eu cred că, fără să am dat însă, și dau și eu cu părerea pentru prima oară în ziua de astăzi, fără să am date concrete, că având în vedere partea netransparentă a salarizării în România, nivelul la care s-a căzut de acord împreună cu organismele financiare internaționale este unul adecvat. Adică nu ești prea sus ca să facă multe întreprindere să nu să le sufoce, le aduce probabil la un nivel de transparență mai bun. Asta este părerea mea. Acum, dumneavoastră mai să mai întreba ceva sau o altă nuanță? V-am întrebat dacă vedeți riscuri asociate... Păi, da, deci dacă este adecvat, riscurile nu le prea văd foarte asociate. În ceea ce vrește inflația, nu. Impactul este, deci, avem un material acolo, da? L-ați văzut? Parcă ne-ați arătat undeva într-un grafic. De sursele de finanțare. Deci, credem că acolo, uitându-ne și la creșterea productivității, și mai există câmp. Declarați ceva mai devreme anul acesta că poate crește oricât salariul minim la 2000. Nu, va fi în mod real, va fi tot. Considerați că creșterea este rezonabilă. Nu. Deci nu acesta este mesajul. Dar cât s-a hotărât, cred că este în limite, folosit cuvântul adecvat. V-aș mai întreba. Ați spus că piața nu mai înghite orice creștere de prețuri în sectorul energetic. Dacă este așa, considerați că ar fi sustenabilă și o liberalizare
completa prețurilor la energie? Aia a fost o afirmație generală. La energie, bineînțeles că piața nu este... Este o piață reglementată. Și aici judecățile sunt mult mai nuanțate. Eu referam la maniera în care a fost prezentată în public, sau au fost prezentate în aceste măsuri în public și cu cuvântul tăvălugul prețurilor. 4, 5, 6% impact pe inflație. Acela mi-am referit. Piața energiei este o piață reglementată și aici judecățile, într-adevăr, trebuie să fie mult mai nuanțate. Deci, primul, trebuie să ne comparăm cu vecinii, urmează să ne comparăm și cu plan, pe plan internațional. Europa suferă aici. La prețul la energie are o problemă de fond comparativ cu America, și care se poate transforma într-o problemă de competitivitate. Și nu fac altceva decât să vă aduc aminte de intervenția recentă a ministrului de finanțe a Italiei, care numai eu, mulți de aici îl cunosc personal, că a fost de mai a fost și vicepreședinte la BERD, care spunea că, apropo și de întărirea euro, și de, deci au, aici se dezvoltă o problemă serioasă de competitivitate. Euro se întărește, noi am fost stabili față de euro, deci și noi putem să intrăm la acest lucru, iar prețurile la energie în Europa, în general, sunt mai mari decât cele din America și cele din Asia. Deci aici Europa trebuie să fie foarte atentă și noi cu Europa. Deci mă opresc cu comentariile aici, că aici procesul de liberalizare este prevăzut să fie treptat, ghidat și aș adăuga eu cu atenție. Cu atenție, dacă pierzi masiv la un cost major în orice produs industrial, trebuie să te gândești de unde îl acoperi. Ai vreo perspectivă serioasă, viabilă, să ai creșteri de productivitate care să-ți acopere costuri suplimentare? Da. Aceasta este ultima și mulțumesc. Da. Dacă Banca Națională își menține îngrijorările pe care le are în momentul de față sau le avea în vară, privind posibilul impact al proceselor colective pe clauze abuzive, având în vedere că deja Guvernul a făcut primii pași, Parlamentul a votat legea tribunalului specializate și acestea vor se profunzi în scurt timp. Să ne lămurim. Poziția Băncii Naționale n-a fost împotriva clauzelor abuzive. Să spunem așa, scoaterilor din contractele de credit. Și nici a mea, personal. Nu uitați că acea lege privind clauzele abuzive din anul 2000 a fost semnată de mine. Că din 2007 sau 2008 încoace, noi, cei de la Banca Națională, am vorbit de multe ori despre clauze abuzive. Unde ne-am despărțit de direcția pe care o luase discuția publică, de abuzul, de clauze abuzive. Deci eu când am auzit, de exemplu, că cineva se gândește să fie declarată clauză abuzivă orice contract în franci elvețien, că a auzit el că prin Croația a fost un, sau în Slovenia, un tribunal care a dat un verdict aici. Păi stați puțin, cum adică? Și că nu, asta e filmat chiar așa, că sunt ilegale. Să declarăm ilegale creditele în franci elvețieni. Pe noi uităm faptul că una dintre condițiile esențiale ale intrării în Uniunea Europeană în 2007 a fost liberalizarea totală a contului de capital. Asta înseamnă că în România vrei să te împrumuți și în ien japonez, puteai să te împrumuți în ien japonez, că este vorba de liberalizare totală. Deci aici, se spune, voit sau nevoit, s-au îmbalat locurile și s-a ajunsese în țara lui Conul Leonida, să mă scuzați că zic așa, să discute orice nu se poate plăti, e abuziv. Pe cum vine asta? Deci trebuia să luăm o poziție. Da, asta da, era o cutie a Pandorii care... Nu, dar ca să știți, poziția din vara băncii. Poziția din vara Băncii Naționale și poziția de acum a Băncii Naționale nu s-a schimbat deloc. Nu suntem împotriva denunțării clauzelor care se dovedesc abuzive. Dar, așa cum am spus și în vară, o spun și acum, atenție, hai să vedem care sunt acelea, să le judece curți, tribunale competente, nu? Care înțeleg lucrurile, să nu se ajungă la aberații de tipul creditul în franci elvețieni este ilegal,
pentru că nu a prevăzut nimeni că se apreciază franco-elvețian și devine atât de tare și că în loc de X plătești 2X rate. Deci da, noi am... Pe această speță totuși n-am avut procese cum? Până acum. Pe această speță n-am avut procese până acum, adică nu a contestat nimeni. Am vrut să definez foarte clar în ce context au fost intervențiile noastre și ale Băncii Naționale. Alminter, nu ne-am schimbat poziția, suntem pe aceeași poziție, probabil că a fost nevoie de unele clarificări. Acolo unde este cazul, bineînțeles că tot ce este abuziv, să vedem ce este abuziv, trebuie denunțat, cu remarca pe care o spunem și acum. Atenție și la stabilitatea financiară. Noi nu putem, o instituție care are în funcție principală stabilitatea financiară a țării, să nu atragă atenția asupra stabilității financiare. Așa cum atunci, în 2007-2008, am tras de atâtea ori semnale de alarmă, măi, cei care se împrumută în valută, acum cursul vă avantajează, s-ar putea să vă dezavantajeze în viitor. Atenție, 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 este responsabilitatea dumneavoastră, este libertatea pe care v-ați asumat-o să vă împrumutați în orice, vă asumați această libertate. E ca și cum îi dai un om pașaportul, îl lasă călătorească în străinătate, îi se întâmplă ceva în străinătate și vine, păi, dar de ce? Mi-ai făcut o clauză abuzivă, că mi-ai dat, nu i-a băgat nimeni pașaportul pe gât, nu i-a băgat nimeni un credit în franc-elvețien sau un credit pe care l-a semnat pe gât. Dacă se dovedește că acolo erau lucruri ascunse, neclare, neprezentate, s-a sărit calul, cum de multe ori am arătat chiar noi, direcția de și direcția de reglementare și cea de supraveghere, ele au mers la bănci prin 2009-2010 și au arătat că unele lucruri nu sunt în regulă. Deci nu avem schimbări și numai că nu avem schimbări, spunem acest lucru să fie judecate de tribunale competente și când sunt judecate să aibă în vedere și faptul că o bancă pe pasiv, la resurse, are banii populației. Deci mențin aceeași declarație. Sunt 200-300 de mii de oameni nemulțumiți, unii pe bună dreptate, legați de maniera în care au fost tratați de către bănci și să vedem despre ce este vorba, în ceea ce vrește generalizarea lor și costuri foarte mari, hai să ne uităm că sunt 6 milioane de deponenți. Deci nu pot să-i cer unei... Dumneavoastră tot întrebați despre pe ce să treacă dacă să adaugă un impozit pe clădire, nu? Pe ce să-l treacă? Și băncile de unde să scoată? Că văd și judecăți din acestea. Să plătească băncile, că sunt ticăloase. Bun, și profit nu mai au, că și-au redus profitul. Din ce vreți să vină acționarii cu capital? Păi au venit. O bună parte din intrările de capital din România în 2010, 2011, 2012 sunt intrări de capital ale băncilor. Deci, eu nu le fac acum reclamă. Dânșii ar trebui, are B-ul să iasă să spună cât capital suplimentar au adus ca să-și acopere pierderile. Deci, nu ne-am schimbat poziția, am rămas cu aceeași poziție.